De ani de zile, Centrul Județean pentru Cultură și Artă organizează în preajma Crăciunului o expoziție tradițională a iconarilor buzoieni. Anul acesta, și ca urmare a restricțiilor impuse de pandemie, buzoienii pot vizita la Galeria de Artă de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu o expoziție inedită, cu exponate de artă abstractă într-o abordare modernă. În acest an, expoziția deja care are o vârstă, un număr important de ediții de Crăciun a Centrului de Cultură și Artă Buzău, se desfășoară după un nou tipic. Încercăm un experiment, în sensul că sunt artiști care au expus și lucrează și au expoziții în țară și în străinătate, buzoieni despre care nu s-a știut și care nu au devenit consacrați în locul lor de baștină și unde s-au născut. Am reușit să aducem această expoziție a domnului Balac încercând un experiment, cum v-am spus, din perspectiva unui posibil postmodernist în sculptura buzoiană. Pictor de icoane de peste 30 de ani, Liviu Balâc a ales să iasă din canoanele artei bizantine și să pună pe simeze o expoziție de sculptură abstractă cu exponate realizate împreună cu fiul său, Adrian Balâc. Lucrările mele sunt niște ființe din punctul meu de vedere. Nu sunt doar niște lucrări. Marea majoritate dintre ele nu au un suport, pentru că ele trăiesc, ele plutesc, merg. Lucrăm împreună cu fiul meu la asta. Fiecare vine cu o idee, de aceea suntem amândoi pe afiș. Fiecare vine cu o idee, și apoi lucrăm, comunicăm, ori termină el, ori finisez eu, ori intervine și modificăm. Pentru că în artă, întotdeauna, parcă mai e ceva de adăugat, mai e ceva de spus întotdeauna. Majoritatea sculpturilor au lumină proprie și, în afară de rolul pur decorativ și simbolic, mai au un rol practic. Aștept buzoienii să vină, să vadă, chiar să și cumpere, că nu mă supăr. Pentru buzoieni vor fi reduceri consistente, ca oamenii să poată să aibă arta mea și să se bucure de lumina pe care o ofer de sărbători. De aceea am făcut-o cu lumini, de aceea este cu instalații de lumini, ca să aducem lumină în sufletul oamenilor în aceste momente destul de dificile, destul de înnourate în sufletul fiecare dintre noi. Ca urmare, dragi buzoieni, vă aștept cu drag. Sărbători fericite! Primele apariții cu astfel de sculpturi au fost expuse la Amsterdam și la București, iar acum a venit rândul Buzăului. Expoziția de Crăciun din 2020 poartă cumva și girul anului care l-am petrecut în pandemie și sperăm, așa cum ne spunea și autorul de ună zi, să aducă mai multă lumină în sufletele oamenilor, să îndemne la introspecție, să îndemne la descoperirea lucrurilor importante din viața fiecărui. Noi așteptăm pe buzoieni, suntem mândri că reușim să capacităm persoane creatoare să vină, să expună și să bucure sufletul tuturor. Expoziția Himere, semnată de Liviu și Adrian Balâc, va putea fi vizitată la galeriile de artă până pe 6 ianuarie.